Bună dimineața Facebook, bună dimineața YouTube, bună dimineața Univers, bună dimineața Trafic, bună dimineața Coldplay, bună dimineața la toată lumea. O știți pe doamna aia de face pe TikTok cu melci pe față. Eu n-am găsit melci, dar așa mă mișc. Bună dimineața și bine v-am găsit. No, scandalul momentului, că s-a pus o manea la dita mai concertul de rocker Coldplay, extraordinar. L-a adus pe unul Babeș sau nu știu cum îl cheamă, nu ăla cu... Penicilina cu ce era. Da, și-o cântat-o manea așa, pe ori ieșit de rocării săracii, de tătul tătului năcăjiți. Păi gândiți-vă, oameni buni, că nici maneliștii nu o duc bine. Florin Salam are probleme cu inima, guței la 50-lea copil. Carmen Șerban e numai până America, nu mai avem maneliști, așa că trebuie un pic promovată treaba. Bună dimineața și bine v-am găsit la cafeaua de după. Ridic această ca... nu este cafea, dar voi știți, când aveți poftă, pe bai mie coffee.com cu bende, dați-o cafea. Bine că am terminat cu alegerile, stres mare, înghesuială, vai de mine. Dimineața nu s-au deschis bine urnele și oltenii, mă rog, cei de până old votaseră 30%. Vasluiu, Codaș, ca de obicei. Că, nu, da, dacă ai cârjba non-stop. Ce mă enerva mai mult, eștia din orașe, tinerii din orașe. Să duc ei pe la 8 să voteze, pe la 8 seara, sunt urban și sâmbătă seara ori petrecut. Și când ajung și văd coada, zic, oh, păi nu mai stăm la vot. Și te mai mir că iese cine iese. Să trăiască doamna șoșoacă pe cal, sub cal, pe lângă cal. Au ajuns în Parlamentul European, cu Lazarus, cu Grapini, numai intelectuale am trimis. Pe vremuri aveam pe Cioran în Occident, aveam pe Eugen Ionescu, pe Mircea Eliade. Acum triada s-a schimbat, triou de aur sau mă rog de ce o fi, Grapini, Șoșoacă și Lazarus. Emoții mari. Becale atâta s-a stresat să ștampileze, îți dai seama când au văzut el cinci și a zis, ce dictare la clasa a doua? o greșit buletinul de vot, o mai cerut în cotur, o transpirați, zici deci că el trebuia să facă schimbările la fotbal. Iohannis, și cu Iohannis a fost o problemă, că s-a dus la vot și până o primi ștampila, era să intre unul în el. Știți că el e un fel de dulap și a crezut omul că e boxă de aia, de votat și a intrat în el, mă rog. Apropo de boxe, Marcel Ciolacu liniștit mânca uh, covriș de buzău și se a uitat la Formula 1. Așa de relaxat de cine era să uita la Formula 1, așa e domnule, cine poate, poate. Bine că am scăpat de... -a Acum încă să mai votează. Nu? Sau să numără voturile, să renumără ardele, încă nici nu pleca la vot, dar să fim optimiști. Bună cafeaua pe care o veți dona voi pe buymeacoffee.com slash De aici la Cluj niciun stres, Boc a pierdut. A pierdut vot 30% din voturi, că au venit primarul invizibil, primarul din urmă, Sabin Sărmaș. El acum stă la umbră, dar ce se facă? Să dea cu lopata la metrou? Nu! Băgăm cârtițele, domnule! Mult o luat și domnul Boc, dar cel mai mult o luat o fostă glorie a echipei de fotbal CFR, Gabi Mureșan. Pe vremuri când juca fotbal nu trecea nimeni de el, nici contracandidatul din comuna Apold nu a trecut o lua Gabi Mureșan câte 90% sănătate, o zi zice mandatul ăsta, băgăm și gazul, vezi? Păi tot timpul trebuie să le promiți că îți bași ceva la alegători. Bași metro, bași gaz, bași aia, aia, nu e așa? să trăiască pensiunea. Asta este, domnule, o cafea bună, dar nu, aveți dreptate, de acum să bea bere, că începe campionatul european de fotbal. Ei, avem echipă, avem de unde. s și ai noștri, păziți, Eu sunt într-un hotel în Würzburg, păziți de bodyguard. Cine dracu să intre la ei? După autografe, da, dar nici o gagică. La cine se La, 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 În fine, toată suflarea microbistică e pregătită să curgă berea în valuri, măcar să ne necăm amarul și cazul. o lună de zile să plecăm de acasă cu un motiv. Mă duc să văd cei i fac ai noștri. Vi la unul... no. cât a fost scorul? La ce? Și o reclamă foarte puternică pe Facebook acum la animale de companie. Îmbracă-ți animalul de companie în tricou național. Miau, miau, miau România! Ham, ham, ham! Noapte bună! Patru pui de vulpe au fost găsiți în parcare la, în depozit la Oșanu din Julius Mall. Patru pui de vulpe, vă dați seama? își căutau și ei de aleguri, la modă animalele. Vulpea mama lor nu mai păcălise pe nimeni, eu trimis pe păi, duceți-vă și voi și vedeți ce găsiți pe acolo, poate o găsiți pe Bianca Drăgușanu, care Bianca Drăgușanu, nu, no, asta e, țineți-vă bine de cafele, de scaun, pe ce stați, pe budă, nu contează, țineți-vă bine. Bianca Drăgușanu s-a urcat pentru prima dată în viața ei într-o Skoda. No, asta e știre, ăsta e cataclism. Ăsta e începutul sfârșitului vedetelor mondene din România, domne. Să se urce Bianca Drăgușanu într-o Skoda, Ei ca și când Iohannis ar renunța la avionul prezidențial și s-ar duce cu Loganul peste mări și țări. Dar ce ți voi de asta, măi dragilor? 13-14 iunie, <coughs> piața universității. Momentul în care Ion Iliescu <coughs> a tras de mineri, <coughs> de mâneri. Și au venit minerii și de atunci arătăm la fel. Praf și pulbere, dar cu panseluțe. La revedere! Weekend plăcut și numai de bine! Subscribe, share! Ce a zis Bianca Drăgușanu când s-a urcat în scoda? Superb! <laughs> Era Octavia. Super, bravo, bravo! O glumă bună la final de rubrică venită de, de la Vlad!